Exact ce mai este să vedem. Oho, că ne bag în scaun deja, oho, o accelerăm până la 3000 și plecăm iasă. Mamă, ce bine a plecat, mă, sunteți nebun. Salut, mă, băieți, bine v-am revenit la un nou clip. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un neuitat share, m-a ajutat foarte mult. Astăzi avem destul de multă treabă, plecăm la mecanic, este ora 2, aproape 1 fără. El mi-a zis să merg pe la după 12:30, după 1, cam așa, să ajung pe acolo, nu știu, gen 1:30, 2, pe acolo, noi mergem mai repede, se poate apuca de mașină. O să facem un mic car vlog astăzi, sper să vă placă și nu uitați să dați like, mă aștept foarte, foarte mult, Doamne ajută. O să văd puțin din interiorul mașinii și după ce riparăm mașina, o să facem o prezentare foarte faină, poate în gherești, nu știu, eu sunt la acolo, by the way. Revenim! Ce faceți, mă, băieți? Cum mai sunteți? Noi plecăm către mecanic. Să fiu sincer, mă așteptam să fie o căldură afară de numai, dar aparent e destul de ok. Suntem în minunata mea mașină, un Opel Astra H din 2007, mă, băieți. O să-i fac o prezentare după ce reparăm mașina, fiindcă acum, nu știu, mi se pare că n-are niciun rost. Am niște probleme, să fiu sincer. Am o problemă, adică doar uneori o problemă la un etrier. E vorba de etierul spate dreapta. Uneori îmi scapă lichid de frână, alteori nu-mi scapă, adică nu știu, e o chestie așa foarte ciudată pe care trebuie să vedem, adică să vedem să o rezolvăm, nu știu, ori schimbăm tot ETO-ul, ori nu știu care trebuie, adică în mod normal ETO-ul se schimbă doar când scap continuu, știi? Și acum nu știu, să vedem, poate putem să-l reparăm sau să facem ceva, fiindcă uneori face probleme, alteori nu face. Mai am o mică problemă, mă, băieți, cu un senzor, mă rog, un senzor, cu o clapetă de accelerație, ci că e un senzor 1-2, acolo se poate repara foarte ușor. De fapt, nu e problema pe clapeta de accelerație, pur și simplu eroare pe care mașina, tipul ăsta de mașină o are mai tot timpul, aia o putem rezolva ușor. Dar problema principală pe care vreau să o rezolv este pur și simplu că am pierdut destul de multă putere de la turbo. Nu am nicio eroare în bord, nu știu dacă și de la mașinile astea, dacă țineți apăsat gen pedala de frână și de accelerație, ar trebui să fie, adică să vă apară niște erori. Ei bine, eu am dat două erori, erorile pe care le-am spus, mă rog, nu le-am spus, dar este legată de clapeta de accelerație, teoretic, dar nu am nicio problemă, sau pedala, nici nu mai știu, sincer, sper că totul se vede ok. Am uitat să curăț, din păcate, obiectivul de la cameră, dar chiar sper să se vadă ok. N-aș vrea cu un like, un subscribe și dacă mai vreți car vloguri de astea, sper să le mai vreți, dați și voi acolo un comentariu frumos. Aici mă uit și eu în telefon, fraților, să văd dacă se vede ok, etc. Și să-mi spuneți, cred că ar trebui să dau puțin mai în jos camera, dar asta e partea a doua. Așa, și după cum am spus, am fost la mare și când am ieșit, mă rog, n-am spus, dar vă zic acum, am fost la mare și am ieșit de pe autostradă. Bă, mi se părea puțin cam leneș o mașina, sincer, adică nu știu, pe atunci mi se părea chiar foarte ok, dar problema e că după aia, după ce am pornit-o a doua zi, aveam mici probleme cu ea, să zic așa. Adică nu mai intra ca lumea, nu mai accelera ca lumea decât de la 3000 de turați, oricum presupun cum aștia nu o să vă pese de chestiile astea și perfect normal. Pe scurt, am vorbit cu mecanicul meu și mi-a zis, domnul Fieton, vezi, treceți, ce faci? Domnul, hai, treceți. Și mi-a spus că ar fi un cablu, o conductă, mai bine zis, un fel de cablu, știți, în care își face ea presiunea și de asta mi-a intrat de la 3000 de turații. Ideea e că eu am o improvizație acolo făcută de când mi-am schimbat alternatorul. Și, bai, doi, dacă vreți să fie un istoric de la mașina asta, o să vă fac unul cu mare drag. Și ideea e că am făcut o improvizație acolo deoarece deștepții care mi-au înlocuit alternatorul, mi-au stricat și o conductă de vacuum. Pur și simplu prin conducta aia circulă presiunea către turbină și destul de nasol, fiindcă pierzi practic puterea din turbină. E ca și cum, nu știu, eu în mod normal am pe mașina asta putere de 100 de cai și eu i-am făcut un soft și am dus la 130 și uite, 130 de cai, să zic că mai am undeva la 70-80, adică eu acum am piciorul blană pe accelerație și am merge cam încetișor, nu știu cum să zic, și nici nu-i sunetul la specific și am vreau să vedem care trebuie. Ideea e că turbina o am nouă, asta e toată șmecheria, turbina o am nouă, deci nu are cum să fie turbina problemă, hai că te-ai băga și tu să-mi bag piciorul, facem o românească, nu facem o românească, am înțeles. Băi, dar și mă enervează oamenii ăștia, mă, care parchează de ampulea, efectiv de ampulea, mă, frate, da, na, asta e.
Bă, chiar vreau să-mi dați și mie niște idei dacă mai vreți car vloguri, dacă vreți să vă povestesc despre, nu știu, cum am cumpărat mașina, cu cât am cumpărat-o, detalii tehnice, ce upgrade-uri am făcut, ce upgrade-uri vreau să mai fac. Ideea e că vreau să fac anumite upgrade-uri chiar și acum. Nu, de exemplu, mă enervează lumina asta, sper că o puteți vedea de aici, nu știu, mi se pare o lumină destul de nașpa, mai ales seara. Adică aș prefera o lumină albastră, dar na, oricum asta e deja altă chestie, un mic upgrade așa, mai, cum să zic eu, inofensiv. Am făcut, aveam în plan să fac și un stage 2 la mașină, dar deja acolo intră niște costuri destul de mari, trebuie upgradat turbina, adică să o hibridizăm, să înlocuim miezul și avem mai multe upgrade-uri pe care trebuie să le facem, gen un intercooler mai mare și ce mai trebuie, nici mai un soft nou și ajungem la un cost destul de ridicat pe lângă uzura motorului și care nu este mereu tocmai ok, știi? Adică la un stage 1 nu implică foarte multe diferențe, dar totuși se simte. Bă, ajungem și noi de acum la mecanic, nu o să vă dau exact locația de aici și a lui. Oricum, băieții sunt super de treabă, mereu m-au ajutat, nu au avut o problemă, doar cu ei lucrez de vreo 2 ani jumate de când am mașina asta. Plănuiesc să-mi schimb mașina în viitor, poate peste un an, jumate, 2 sau un an, cine știe, nu sunt încă foarte hotărât. Ideea e că în momentul de față nu vreau să o vând, deoarece am băgat mulți bani în ea și am întreținut-o foarte, foarte bine față de majoritatea mașinilor pe care le găsiți pe OLX. Băi, deci urăsc gropile, frate, deci când iau o groapă, efectiv mă doare inima. Dar oricum, dacă mai vreți car vloguri, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share și eu o să vă țin la curent când terminăm, după ce am ajuns la mecanic și după ce reușim să o punem pe elevator, fiindcă doar acolo putem vedea erorile. Trebuie să mai schimbăm și niște aripi, oricum, o să vă țin la curent, fiindcă sunt foarte multe informații și nu cred că are niciun rost în moment de față să vi le zic toate. Îmi pare ok, un pic am multă mizerie acolo, dar sper să mă iertați. Nici nu știu cum să pun camera, ar trebui să o pun o leacă mai jos data viitoare, gen să filmeze, nici știu cam așa ceva, nici nu știu cum să pun să filmez, dar poate o să mă așteptați voi, fraților. Și revenim. Bă, băieți, am pus o diagnoză rapidă pe mașină, are ieșit că e un cablu de vacuum, da, super tare. Am scos aici ca să putem vedea și becurile, ce fel de becuri sunt. Da, mă băieți, deci cam așa arată minunatul bec, pe care, mă rog, o să-l schimbăm, fiindcă vrem să punem becuri albastre. Mergem să dăm o probă cu mașina, cred că o să vă filmez și vă un pic, mergem mai spre ieșire sau undeva unde mai liber și revenim. Mă băieți, acum mergem să dăm o tură cu mașinuța, sper să meargă ok. Până la urmă a fost un cablu, mă, deci exact ce mi-a zis ea, să vedem. Oh, că ne bagă în scaun deja, se pare că merge perfect. Și am plecat de la mecanic mai înainte, nu vă arăt direct zona, după cum am spus. Bă, mașina pare să meargă mult mai ok. Era un cablu, mă băieți, n-am putut să vi-l arăt, dar era un cablu fisurat. A făcut, nici știu ce a făcut exact, dar a mers. Și acum vreau să vedem cum se mișcă, oricum accelerează mult mai ok. Mi-a zis că o să scoată ceva mai mult fum decât de obicei, dar oricum se mișcă foarte ok. Chiar sunt foarte mulțumit de mașină, n-am ce zice. Cred că e suficient atât, îi dau o mică tură pe aici și cam atât, și o să mai fac o tură așa dus întors, n-am habar. Oricum, la prima vedere pare foarte ok mașina, n-am zis, haideți să facem o plecare de pe loc să vedem cum pleacă. O băgăm în a întâia, mă băieți, și încă nu plecăm. Ai povestit acum ăsta cu Duster-ul lui, vreau să fie liber, o băgăm în a întâia, o accelerăm până la 3000 și plecăm, ia să... Mamă, ce bine a plecat, mă, sunteți nebun, clar, hai să plecăm, haideți să mergem înapoi, bă, eu n-am ce zice, sunt mulțumit de mașină, Doamne ajută, merge bine, hai să o băgăm înapoi, sper că vedeți și voi cât de cât eu, mie destul de greu să mă concentrez în atâtea locuri în momentul ăsta, așa că probabil o să închid foarte curând clipul. Opa, așa, mamă, dar conduc să moară Jana când filmez, conduc ca un prost, efectiv, dar nu-i bai. Bă, eu sunt mulțumit de mașină, Doamne, așa, haideți să vedem să-i dăm și noi un bănuț acolo, fiindcă el mi-a zis că nu-i nevoie încă, dar vreau să dau măcar acum 50 de lei, 100 de lei pe ala mea. Mi-a rezolvat problema și mi-a zis că trebuie să o acces mai tare un pic, să merg mai turat și după nu o să mai scoată fum. Doamne ajută!
Mă, băieți, am rezolvat momentan, am scăpat super ieftin și mi-am dat 50 lei până la fin. El mi-a zis că nu trebuie să dau nimic, că i-am dat 50 lei. Bă, mă, era un furtun, fraților, care era crăpat, l-a rezolvat, acum mașina trage de rupe. Dacă vreți să vezi și voi 0-100 chestii de astea, abia aștept să vă să le împărțesc cu voi. O să mă gândesc cum o să fac cu camera asta micuță, am pus-o aici în față, fiindcă n-avea niciun rost să o pun în spate. Deci nu uitați, dați un like, un subscribe și un share, mă rog, în spate, iar pe cap, să mă complic. Deci da, cam atât a fost pe azi, am văzut că a fost destul de lung clipul și na. Mai avem de văzut când o să ne poată rezolva cu aripile față. Trebuie schimbate discuri și plăcuțe spate, din păcate, și alea și le vom schimba, clar, oricum nu e vorba de foarte mulți bani. Ar mai trebui schimbate, mai trebuie dat cu spray și trebuie să luăm și de aici, stai să vă arăt, și de aici să luăm niște becuri. Pe alea le vom lua curând, deci revenim. Ne vedem în următorul clip. Salut și dați și voi un like și un share. Ciao!